Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop, dragii mei, din Zodia Capricorn, cu ascendent Venus, Lună, nodul nord în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie și pentru voi luna iulie 2024. Înainte de a începe și transmisiunea voastră, vreau să mulțumesc celor care ați devenit deja membri ai canalului meu, unde voi posta citiri bonus și multe, multe alte informații, zic eu, super interesante. Așadar, mulțumesc celor care ați devenit și celor care urmează să deveniți membri ai canalului. Vă aștept cu drag! Haideți să vedem, dragii mei capricorni, despre ce este vorba și care este arcana majoră care urmează să vă guverneze în această lună iulie. Și să vedem, magicianul este la suprafață, magicianul care vorbește despre manifestarea lucrurilor, despre faptul că ai tot ceea ce trebuie pentru a îndeplini, dorințele și a le aduce cumva în realitate. Nu cumva, uite, vreau să corectez cumva, a le aduce conștient în realitate, să fii conștient de puterea care este în tine, ai tot ceea ce îți trebuie. Atenție, aș spune eu, da, iacă-te la gânduri, să nu fie cumva peripit acolo niște gânduri care nu îți folosești și care generează emoții mai puțin pozitive, așa cum le numim noi, și astfel să creezi în jurul tău o experiență care să nu îți placă. Bun, mergem mai departe, dragii mei capricorni, care sunteți magicieni în această lună și nu numai în această lună, evident, și să vedem și un titlu al acestei transmisiuni pentru voi. Psychic abilities, iacă-te, s-ar putea să fie trezite niște abilități psihice sau, mă rog, niște treburi, nici nu știu cum să le zic, parapsihologice, în fine, nu cred că e potrivit termenul, în fine, niște supraabilități acolo să fie trezite, să fie activate. Nu o să fie în cazul tuturor persoanelor, de ce nu, Doamne fere, nu mă înțelegeți greșit, nu, că toată lumea le are. Toată lumea este capabilă de lucruri absolut minunate, senzaționale, doar că nu tuturor ne trebuiesc aceste lucruri. Activăm în măsura în care ne este necesar în ceea ce am ales să facem în această existență. Nu mă miră pentru că, iacătă, vom avea 5 luni la dispoziție să fim foarte, foarte apropiați și de divinitate, de sinele nostru superior, dar și de umbrele noastre. Avem un Saturn și un Neptun în mișcare retrogradă timp de 5 luni, așa că avem multă, multă treabă cu ce se întâmplă în interiorul nostru. Dar, de asemenea, în această perioadă veți fi mult, mult mai sensibili la lumile subtile, haideți să le spunem așa, de dragul discuției. No, bun, haideți să mergem mai departe și să vedem niște bilețele, niște puncte cheie din cea unică mititică de prăjitorică. Și să vedem primul indiciu pentru voi. Răscruce de drumuri, sunt convinsă că scria, dar salut bilețelul. Bun, răscruce de drumuri, clar vorbim despre o decizie pe care importantă, da, pe care va trebui să o luați. Lumină, păi eu cred că cea mai importantă răscruce de drumuri pe care o puteți experimenta în această perioadă este, sau mă rog, decizie, este între a rămâne în partea de întuneric, da, sau a merge către lumină. O decizie importantă pentru fiecare dintre noi, nu numai pentru dragii capricorni. Și iată, joi, vedem, poate într-o zi de joi apare răscrucea de drumuri pentru voi și va trebui să luați o decizie importantă și ochi mai vedem aici. Nu știu ce o să vedeți voi de vă pune în această postură și să mai vedem încă unul, după care mergem mai departe. Hopa, hopa, secret! Uite secretul pe care ai să-l vezi și atunci să te gândești în ce direcție vrei să mergi din acel moment înainte. Bun, mergem mai departe. Unde sunt? Uite aici. Sunt pe calea astrelor și să vedem ce alte mesaje vor să vină și ce iese în evidență. Vedem energia leului. Nu știu dacă veți avea de-a face sau aveți de-a face cu cineva în leu, cu ascendent Venus, Lună, nodul nord în leu. În acea perioadă nu o să aveți toți de-a face cu lucrul acesta și vedem și casa a 10-a, casa carierei și a succesului. Nu știu, poate unii dintre voi veți avea parte de o schimbare de direcție pe partea aceasta a carierei. Cine știe, o să ne lămurim noi imediat și iată vine și energia lui Jupiter, da? Care vorbește despre șanse, despre succes, da? Dar la urma urmei Jupiter este ca o lupă, da? El vine și amplifică
lucrurile care la urmă ormi sunt deja în interiorul tău, vezi ce anume se află, mă rog, hai să vezi până la urmă, că am văzut ochii acolo, da? Hai să vezi, hai să simți ce anume este în interior. Și mai avem, că tot vorbeam de interior și de umbre, mai avem și casa întâi, casa sinelui. Și având și energia leului acolo, acum, Doamne fere, n-am nimic cu leii, să nu, adică, mă rog, s-ar putea să observi o parte a ego-ului care nu îți folosește, că și asta, că despre asta cu ego-ul este de discutat și nu avem timp aici, voi discuta pe canal în secțiunea membrii. Bun, mergem mai departe, dragii mei Capricorn, și să vedem și alte informații pentru luna iulie. Iată, tot cu Jupiter în Scorpion de data aceasta și exact ce spuneam cu partea întunecată a ego-ului, manipulation, vedem o manipulare, formă de manipulare. Că ești tu care are tendința să facă lucrul de manipulat, manipulăm toți, contează gradul, da, în care faci lucrul acesta și în ce direcție duce această manipulare. Că ești tu, asta spuneam, care ai tendința să faci lucrul acesta sau ai de-a face, vei vedea că ai de-a face cu cineva care îți aplică astfel de tratament, nu știu, ceva va ieși la suprafață fără doar și poate. Și mergem mai și mai departe și să vedem și alte informații și vedem o ofertă de iubire sau vorbim despre iubire și manipulare într-o relație, că e de iubire, că este de prietenie, că da, și acolo ar trebui să fie iubire, zic eu. Și iată și curajul de a face o schimbare, curajul de a rupe lanțul de iubire și a merge poate într-o altă direcție. Ascultați intuiția, zic eu, iată, este un fel de moment de examen și pentru voi, se pare că luna iulie este moment de examen pentru majoritatea zodiilor. Vedem o asistență, da, din partea ghizilor tăi spirituali. Ei sunt acolo, nu să stea cu bunghiul pe tine și să-ți dea cu leaca pe spate, nu. Sunt acolo să te și ajute, sunt acolo să-ți dea tot felul de semne, de semnale, dacă vrei să le vezi de bine, dacă nu vrei să le vezi, nu, tu l-ai, Doamne, iată ce mi-a picat din mână. Teama de a te deschide, teama de a fi vulnerabil, teama poate de relații, mai este ceva de vindecat, mai este ceva de învățat, da? Ia câte rănile acelea, părțile respinse de din tine, părți respinse de alții, după care ai învățat să le respingi și tu, n-o, ce să vezi. Și vedem și fragmentarea sufletului. Oricum, dragii mei, avem la dispoziție, așa, da, cu șuturi în fund, 5 luni în care să lucrăm, așa cum am spus, cu părțile acestea întunecate din noi și să vedem ce facem cu ele ca să nu le mai ducem așa pe ripit. Da, despre asta este vorba, despre închiderea la nivel emoțional, despre a nu-ți da voie să simți niște lucruri. Înțelegem de ce, că sunt niște mecanisme de apărare și supraviețuire, dar asta nu înseamnă să trăiești. Sau poate vei înțelege că ai de-a face cu astfel de persoană, de ce nu? No, bun, mergem și mai departe cu mesajele din partea doamnei Lună. Ia să vedem și doamna Lună cu ce mesaje vrea să vină pentru dragii mei Capricorni. Capricorni, iată planeta voastră, da, guvernatorul vostru intră în mișcare retrogradă și vine, da, cu lecțiile din trecut pe care ne-am încăpățânat să nu le învățăm, le aduce la suprafață, că poate, poate de data asta vom pricepe ceva. Bun, încă o lecție de învățat și un aspect de integrat, you are good enough, ești suficient de bun. Da, este acea definiție limitativă care zăpăcește de cap, să zicem așa, și de corazon, cam toată populația planetei. Și mai vedem încă o lună plină de data aceasta în RAC și vorbește despre niște situații pe care le vei încheia cu cineva. Acum nu știu că există și posibilitatea să te apuci tu așa să sabotezi relațiile în care ești, considerând că nu ești suficient de bun și să-ți faci băgăjelul și să pleci de acolo, dar să zicem că pleci din motive greșite, da? Pentru că părțile acelea rănite din tine nu te lasă să stai într-o relație care poate să fie faină, dar tu nu o vezi așa pentru că sunt filtrele acelea ale părților rănite din tine. Bun, că se încheie ceva pe parte de familie, pe parte de prietenie, pe parte de iubire, o să vadă fiecare în parte. Și uite ce spuneam de ego-ul acela, luna plină în leu de data aceasta, care spune nu lăsa mândria să îți stea în cale sau nu lăsa acea parte egotică negativă să îți stea în cale. Și ce mai avem? O întrebare interesantă, what do you need to release? Ce anume mai ai de eliberat? Și am văzut, da, până acum foarte multe indicii a dat spiritul din ce ar fi de vindecat, ce ar fi de eliminat acolo. Bun, caută, vezi care sunt programele limitative,
cere ajutorul dacă nu știi cum să afli lucrul acesta și lucrează cu tine. Mergem mai departe și să vedem, da, vedem un soare în balanță, tot despre iubire vorbim. Aici soarele în balanță te invită să trăiești în armonie cu tine, în primul rând, că dacă tu nu ești în armonie cu tine, n-ai cum să fii în armonie cu absolut nimic din jurul tău, să ne înțelegem, da? Trăiește în armonie cu tine și viața ți se va părea a fairy tale, da, o poveste, o, cum e să poveste. Bun, mergem mai departe cu un soare, dar în rac de data aceasta și vorbește despre cămin. Poate că aici este focusată energia pentru unii dintre voi pe parte de relații, pe parte de cămin. Nevoia de apartenență, iată-te, o vedem cu luna în rac, da? Și soarele și luna vedem în rac. Nevoia de apartenență, nevoia de a avea grijă de ceilalți sau nevoia de a fi îngrijit. Poate există, spune spiritul, ceva deficiențe sau turbulențe, să spunem, pe relația pe care ai avut-o cu energia maternă din viața ta. Și aici vreau să specific așa repejor că în momentul în care vorbesc de energie maternă, de energie feminină, asta nu înseamnă, și vă rog să înțelegeți lucrul acesta, că trebuie să vină de la mama ta. Chiar zilele trecute lucram într-o ședință de terapie cu cineva și discutam despre lucrul acesta. Nu neapărat mama ta ți-a oferit energia maternă, poate să vină și din partea tatălui dacă el acționa în energie feminină și mama ta în energie masculină, da? Bun, gata. Încheiem discuții de genul acesta, ne concentrăm pe citire și mergem tot cu un soare în fecioară de data asta, care îți spune you reap what you sow, vei culege ceea ce ai semănat sau fiecare va culege ceea ce a semănat până la urmă. Că de-aia am spus mai devreme, atenție la ceea ce semeni, atenție la gândurile tale care, repet, generează emoție, generează energia aceea în jurul tău care va atrage situații, evenimente, persoane pe aceeași lungime de undă. No, bun, mergem mai departe cu Osho și uite treiul de săbii, uite emoțiile reprimate, uite teama de a te deschide, lipsa curajului, că nu găseam expresia, lipsa curajului de a te arăta exact așa cum ești. Îți pui acolo o măscuță pe față ca să fie bine și să nu fie rău și în spatele gardului se află leopardul. Uite, vedem tristețea, da, anxietatea nouă de săbii și tot felul de, sper să nu fie atacuri de panică, chiar voi discuta pe canal pentru membrii și despre treaba asta cu anxietatea și atacurile de panică. Este un subiect delicat. Și eu zic că e important să știm niște aspecte altele decât se discută acum. Bun, și mergem mai departe și ia că te vedem steaua. Ea vorbește despre vindecare în primul și în primul rând, dar vorbește și despre destin. Este nevoie de vindecare a rănilor sufletești. Acordă mare atenție acestor lucruri și repet, dacă nu știi cum să faci lucrul acesta, cere îndrumare. Este nevoie de răbdare și de înțelepciune, vine cuvântul acum, ca să dai naștere unei noi realități și unei noi versiuni ale tale. Nu te grăbi. Unde te grăbești, omule, că nu există decât momentul de față. Cu răbdare și încredere, știi că aia cu răbdarea treci marea, vei ajunge la, nu știu, fericire, la succes, la împlinire, la ce-ți dorești tu acolo. Vedem și asul acesta de cupe, care aici îți spune lasă-te în voia curentului, numai renunță la acel control, renunță la acel orgoliu și fă ceea ce ai de făcut pentru a ajunge în armonie cu tine. Pentru aceia dintre voi care vă grăbiți, nu știu, să ajungeți la o relație sau să manifestați o relație în cazul în care nu aveți una în momentul de față, renunțați la a bate din picior, da, și concentrați-vă pe relația cu propria persoană. E cel mai bun și indicat lucru pe care îl poți face. Mergem mai departe cu Cupid deck și haide să vedem ce avem. Journey, iată călătoria, poate numărul 10, da, poate să fie vorba și despre roata norocului care vorbește despre karmă, da, și a culege ceea ce ai semănat, dar poate vorbi și de încheierea unor capitole din viața voastră în această lună. Dar vezi din ce motiv închizi acel capitol. Nu, bun. Mergem mai departe și haide să vedem, uite, secretul, da, secret era acolo, uite și cartea hoțului, da, poate că iese ceva la suprafață, îți dai seama că nu ai ce căuta acolo și îți dai voie să te distanțezi sau poate unii dintre voi veți pleca, da, veți călători pe distanțe lungi. Du-te, scoate ancora de acolo de unde ai rămas priponit și du-te cât mai departe pentru că acolo te poate aștepta o altă energie, dar, cu condiția ca între timp până ajungi acolo să faci și niște schimbări în interiorul tău.
No, bun, haideți să vedem ce ne mai spune, iacătă și judecata sau luarea unei decizii în această lună iulie. Ho, 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 ho. Iacătă, sudden wealth, îmbogățire rapidă sau niște șanse foarte frumoase pentru unii dintre voi, că vine o propunere, că vine o veste, că vine o idee în mintea voastră, nu știu. Du-te și pune-o în aplicare sau mergi în acea direcție pentru că este bine. Și ia că te vedem și cartea îndrăgostiților. Poate să fie cineva, nu știu, o doamnă matură, un domn matur, nu contează, care să te aștepte într-o altă parte. Dar du-te cu lecțiile învățate, regula numărul 1. Mergem și mai departe cu Lenormand și haideți să vedem și Lenormand despre ce vorbește. Vorbește despre susținere și suport de care vei avea parte în această lună sau de persoane puternice, persoane influente care să fie alături de tine și să te ajute în această tranziție sau, mă rog, pentru acest drum care se deschide în fața ta. Și vedem din nou vești, discuții, mesaje din partea acestor persoane, foarte multe mesaje, foarte multe vești, pot fi și niște autorități pentru unii dintre voi, că vorbim despre o nouă relație, că vorbim despre un nou angajament, da, care ți se propune, nu contează, cu atitudinea de închidere pe care o vedem acolo, hai să tot repeți niște povești. La fel de bine putem vorbi despre încheierea bruscă a unui angajament pe care ți l-ai luat acum ceva vreme sau a unei relații. Închidere bruscă pentru că altfel nu se poate. Și unexpected joy, iată o bucurie neașteptată, cel mai probabil, legată de partea materială a lucrurilor. Poate să vină din partea unei energii masculine sau poate să-și ceară acest lucru să acționezi, acționează. Ok, și ce mai vedem? Cartea casei și cartea căsătoriei. Poate să fie un parteneriat care să te ducă pe tine la stabilitate, da, și la siguranță, sau poate să fie o nouă relație care să ducă la același lucru. Veți vedea voi cum se așează lucrurile pentru fiecare. Mergem mai departe. Iată-te, la rădăcina primului pachet de tarot vedem cartea lumii, da, care ne vorbește despre distanțe lungi, despre încheierea unui ciclu din viața ta și a trece la nivelul următor. Cum? Prin detașare emoțională, în primul rând, de trecut, de ceea ce s-a întâmplat, să pleci cu inima ușoară acolo către ceva nou, iată-te, asul de cupe apare din nou. No, bun, mergem mai departe și să vedem cu ce se deschide tarotul pentru voi cu roata norocului, că tot am menționat-o acolo. Și vorbim despre călătorie, despre destin, iacătă și condiția, da, să dai drumul trecutului și să nu mai bați pasul pe loc. La răscrucea aceea de drumul pe care am văzut-o la început, va trebui să alegi de data aceasta și să alegi din iubire. Ce ar alege? Pune întrebarea asta, poate te ajută, nu știu. Ce ar alege iubirea acum, în acest moment, dacă ar fi în locul meu? Nu ce ar alege frica, că tu știi deja ce alege frica. Ce ar alege iubirea? Ascultă-ți intuiția, da, destinul pentru unii dintre voi are legătură cu drumurile lungi sau poate ți este destinat să fii undeva foarte sus, dar trebuie să-ți dai voie să te vindeci și să te deschizi. Mergi mai departe. Călătorii, clar, vedem pentru unii dintre voi că sunt călătorii ad literam, da, sau călătorii interioare din întuneric la lumină, nu contează, vedem acest 6 de săbii care vorbește despre tranziții, da, iacăte și deciziile pe care va trebui să le iei în această lună. Ce aleg de data aceasta? Ok, stau și le cântăresc, le zăpăcesc, dar iau o hotărâre pe ce ușă intru, stau față în față cu umbrele mele. Vedem cartea lunii aici, nu mă mai tem de ele, îmi dau voie să înțeleg și să conștientizez ce mama mă ține pe loc de atâta timp și lucrez cu acel aspect din mine. No, bine, haideți să mai vedem ce mai avem pentru dragii mei capricorni. Uite, avem zona de confort, teama de a ieși din zona de confort și a face niște schimbări reale. Și eu v-am mai spus, zona asta de confort este cea pe care o cunoști și cu care te-ai familiarizat, nu neapărat că ți este bine acolo. Încă o dată deciziile și frica de a lua o hotărâre, o decizie, stai acolo și îți plângi de milă că vezi, dragă Doamne, în loc să te uiți către oportunitățile care vin către tine. No, asta este. Învățăm, învățăm. La rădăcina celui de-al doilea pachet de tarot vedem cartea stelei. Încă o dată vorbim despre nevoia de vindecare. Vorbim despre această ghidare din partea sinelui tău superior, din partea ghizilor tăi spiritual, care ți arată, alo, Gigel, pe aici e drumul și tu, nu, stai acolo, vai de mama ta, dar nici măcar nu te uiți. Uită-te că te duc exact unde trebuie. Te duc către o propunere
solidă, o propunere trainică, da, pe baza căreia poți construi ceva foarte, foarte frumos. Uite și șaptele de săbii, care în cazul acesta este frica voastră de trădare. Și mai bine rămân singur decât să mă duc eu într-o relație în care să o mai sfeclesc încă o dată. Dacă nu ți-ai învățat lecția, ai să o sfeclești fără doar și poate. No, bun. Haideți să vedem, mai este Wheel of Fortune, thank you spirit. Ia să vedem care sunt, da, pe roata norocului și ce ar fi bine să se schimbe. Și există potențialul de schimbare fără doar și poate. Este cartea lunii. Aici vorbim despre emoții, aici vorbim despre subconștient și de programele acelea cu care v-am tot zăpăcit eu, pentru că sunt pe bune și se pot schimba pe bune. O văd la cei cu care lucrez din nou și din nou și din nou. Bun, aici trebuie să intervină această schimbare și intervine în momentul în care îți dai voie să te uiți la ce se află acolo în interiorul tău. Că poate n-am înțeles din prima cu roata norocului, poate înțelegem din a doua. Și vine pe șaptele acela de monede, nu mai bate pasul pe loc, nu mai amâna lucrurile, apucă-te concret de treabă, că este treaba cu tine, că trebuie să faci ceva, nu știu, concret, cu planuri, cu acte și așa mai departe, acționează. Nu, haide să vedem, da, 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 ia că de nu mai amâna lucrurile, pentru că vedem, ești într-o stare de debusolare, nu știu ce să, sau vei fi, nu știu ce să fac, nu știu ce să aleg, alege cu sufletul, alege cu inima și te vei bucura de alegerea ta dacă vei face lucrul acesta. Ia să vedem, steaua încă o dată, o propunere foarte frumoasă vine de peste mări și țări pentru unii dintre voi, că ce să vezi, acolo vă este destinul. Accepți sau nu această propunere, chiar dacă vedem monedele acolo, nu trebuie neapărat să fie legată de bani. Repet, poate să fie ceva ce s-a mișcat mai încet și a apărut în viața ta mai încet, pentru că na, energiile tale au fost când așa, când așa, și universul nu mai știa pe unde să pună oferta aceasta. Bun, poate să fie vorba și despre o relație care să fie trainică și stabilă, așa cum spuneam. Ieși din poziția de hermit sau intră în poziția de hermit, îmi spune spiritul. De ce am folosit această expresie? Ești în poziția de hermit dacă ai stat foarte mult singur de frică să nu te doară sufletul că intri într-o relație, da? Atunci ești acolo și dă-ți voie să te deschizi. Sau dacă ai fost într-o relație care a fost cu turbulență, dar te-a învățat niște lucruri extraordinare, dă-ți voie să, să stai tu cu tine, da? Să intri în poziția de hermit și să vezi ce mai este de analizat, ce mai este de vindecat la tine, pentru că este nevoie să te repui în echilibru, spune spiritul. Fără doar și poate, iar alegerea pe care o vei face în această lună te poate repune în starea de echilibru. Bineînțeles, tu o faci, da? Dar prin această alegere. Și din nou vorbim de teama de a te deschide, teama de a investi, teama de a merge pe teritorii necunoscute, că parcă cineva vine și îți ia cufărul acela cu cele patru monede. Este zona de confort pe care am văzut-o. Ce mai vedem? Iată pe chakra rădăcină, care reprezintă legăturile cu familia, vedem împăratul, da? Este energia paternă, chiar dacă, și am discutat mai devreme lucrul acesta, această energie paternă, această energie a autorității a venit din partea mamei tale. Acolo trebuie în primul și în primul rând să te uiți și să vezi care sunt programele pe care le-ai construit și le-ai moștenit de la această figură, mă rog, energie masculină. Și vorbim despre lucrurile care capătă viteză și din nou despre multe discuții și comunicări în această lună și multe discuții tu cu tine, să ne înțelegem, atenție la dialogul interior și poftim și confirmarea cu cinciul de săbii. Nu las maimuțele să evadeze și să facă scenarită cronică acolo, pentru că n-o să te ajute, exact, thank you spirit. Despre asta vorbeam și v-am spus de la început, cu semnul infinitului deasupra capului magicianului, da? Creează prin ceea ce gândește, prin ceea ce rostește aici în interior și în exterior. Fiți foarte atenți la cuvintele voastre. Rostește dintr-un punct de forță, dintr-un punct de putere personală și atunci toată viața ta se va schimba. Bineînțeles, gradual, nu deodată că am luat o razna pe câmpii. Bun, mergem mai departe și să vedem mesajele din partea amorului Ghebos pentru voi, dragii mei capricorni. Pentru luna iulie, this could be the one, iată, vă spune unora dintre voi că deja ați întâlnit persoana potrivită pentru voi, doar că poate vă este teamă să intrați într-o relație. Și uite și separarea despre care vorbeam la începutul citirii, separare în cele mai multe cazuri provenită din autosabotaj. No, bun.
dă-ți voie să te deschizi încă o dată, îți spune, dă-ți voie să fii vulnerabil pentru a putea simți și primi iubirea așa cum îți dorești în viața ta. You deserve love, da, meriți să fii iubit, ești suficient de bun, înțelege lucrurile acestea, repetă-ți lucrurile acestea, pentru că dacă vine altcineva din exterior și îți spune, ai să spui că are vreo hidden agenda, dar are ceva ascuns, în momentul în care tu începi să-ți repezi lucrurile acestea și îți aduci și dovezi care să susțină ceea ce spui, ai să vezi că lucrurile se schimbă. Și dragostea e neîmpărtășită, nu există suficientă iubire sau atracție sau respect în relația în care ești sau care ai fost ca să mențină acea relație. Bine, mergem mai departe cu Baby Amor de Boss și haide să vedem ce vrea să vă mai spună Psychic Connection. Ia căte o legătură la nivel mental între voi și o anumită persoană, dar și la nivel fizic, poate este acea energie nouă pe care am văzut-o. Da, self-love, despre asta vorbim, despre nevoia de a te iubi în primul și în primul rând pe tine, pentru că altfel nu se poate. Și ia căte cineva, poate cineva, poate voi, vine și vă... Dați-mi, vă rog, cuvântul tease în română, da? Nu e amăgit. Te provoacă, da? Haideți să zicem așa, te provoacă, se joacă mental cu tine. Da? Asta este. Nou bun și haideți să mai vedem încă două, după care mergem mai departe. Hei, asta este. Of, măi, s-ar putea ăsta să fie secretul, nu o să fie pentru toată lumea, poate deja s-a întâmplat third party, mai este o persoană la mijloc aici și cineva poartă o mască falsă în această relație. No, bun, haide să mergem mai departe cu ăstea și să vedem și de aici. Ce mai avem pentru dragii mei? Capricorn, truth, un adevăr va ieși la suprafață sau poate vei ajunge tu la un adevăr despre tine. Foarte bine, vine momentul să curești ceva. În primul rând să te curești și să te purifici pe tine și după aia în jurul tău. Și din nou vorbim despre mesaje, dar sunt mesaje de la drum lung care te pot elibera, adică îți oferă șansa de a face o schimbare care să ducă la această eliberare a propriei tale persoane. Și ce mai vedem? Da. Forgiveness, iertarea, ceea ce s-a întâmplat, iertarea trecutului pentru a închide odată pentru totdeauna ușa acolo și new beginnings și noile începuturi care pot veni către tine, repet, cu condiția de a închide ușa trecutului, că nu se poate altfel. Adică se poate, nu mă înțelege greșit, se poate, dar ai să tot aduci urme din trecut, experiențe și așa mai departe și ai să le retrăiești. Încă o dată, steaua, the fates, vorbim despre soartă. Spiritul te îndeamnă categoric să mergi într-o altă direcție pentru că ai altceva de experimentat. Categoric te poți opune acestui impuls din partea sinelui tău superior și poți rămâne pe fundul tău acolo unde ești, dar nu te plânge. No, bun, hai să mai vedem ce mai avem noi aici. Energia masculină, ia că poate îți apare soarta. Sunt mai multe, dar în fine, nu avem timp să discutăm despre asta. Ia că și mesajele care vin către tine și, repet, pot fi de la drum lung pentru unii dintre voi. Și îți spune foarte clar spiritul, it's time to go, e timpul să pleci, nu mai bate apampiul, nu mai sta acolo pe loc, du-te unde te cheamă destinul. No, bun, haideți să vedem și mesajele din partea îngerilor, dragii mei Capricorn. Tot despre a merge mai departe vorbește și căluțul negru mistic. Du-te mai departe, nu da înapoi și așteaptă-te la soluții miraculoase. Crede în miracole și ele se vor manifesta categoric în viața ta. Și oceana care îți spune acționează, vei fi în legătură cu adevărul unei situații. Tot ceea ce trebuie să faci este să ai încredere în tine sau în instinctul tău și să acționezi. Și încă unul vine de la Shanti, care este îngerul păcii și spune că așterne din acest moment înainte în calea ta un drum lin și fără obstacole. Dacă ți-ai învățat lecțiile, evident. Și să vedem și zrângănele, trâncănele din dragul Minion pentru voi, dragii mei Capricorn. Și să vedem ce avem noi aici. Ia că avem o literă, litera O, poate să fie inițiala unuia dintre voi, sau litera S, ia că o vedem aici. Și mai avem și ea, îngerașul, și scrie aici Angels Watching Over Me. Da, îngerii, ghizii tăi spirituali care te veghează și te îndrumă în această lună. Și vedem și Turefel, poate reprezenta energia masculină sau poate vei călători prin Franța pe acolo și uite și inima care momentan este goală.
și așteaptă să fie umplută, da, cu iubire de sine. Și o floricică de primăvară care ne anunță noile începuturi. Sau poate, nu știu, mi-arată cireșii aia. Aia sunt în Japonia, da? Nu știu. Poate pe acolo o să ajungeți unii dintre voi. Doamne ajută, inșala, să mă uit, să-mi trimiteți poze. Dragii mei capricorni, acestea au fost mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna iulie 2024. Dacă v-au plăcut, dacă ați rezonat cu ele, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de apreciere și distribuire a acestui videoclip și eu vă mulțumesc foarte, foarte mult și aștept comenturile voastre în secțiunea de coment și până data viitoare și foarte bine că eu vă pup și vă iubesc!